Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi o să ne jucăm Among Us în Brawl Stars. Care sunt regulile? Pe hartă se regăsesc 50 de cutii, care o să se vadă mai exact pe mapă. Fiecare ne punem cu ce brawler dorim. Și momentul în care unul dintre noi găsește cel mai mult power, persoana respectivă este impostor, iar ceilalți păzea că vine impostorul și ne dă bucata, pentru că asta se întâmplă. Cine colectează cel mai mult power devine impostor, iar ceilalți trebuie să o ia la fugă. N-aveți voie să dați în impostor și n-avem voie să ne batem între noi. Deci, practic, trebuie să colectăm cât mai mult ca să scăpăm cu viață. Ca unul dintre noi să devină impostorul, aveți grijă să nu ne omorâm între noi. Aoleu, că n-am colectat nimic, pe mine sigur o să mă vâneze. Aoleu, ce mă fac, n-am prins deloc. 50 de cutii vreau și eu de undeva să prind. La sfârșit, cel care are cel mai mult power. Până acum, Ionel are cel mai mult. Hai să vedem, mai sunt cutii sau? Nu mai sunt cutii? Cred că nu mai sunt cutii, deci păzia că Ionel are cel mai mult power, deci el este impostorul. Din ce văd, el are cele mai multe cutii luate. Ajutor! Impostorul după noi, ajutor! Apar și dispar, dispar și apar, dar s-o printre primii. Aoleu! N-ai voie cont numărul 2 să dai în impostor. Impostorul e Ionel. Trebuie să fugi de el, nu să dai în el. No, bun, noi trebuie să fugim că el e impostorul. Nu! Mamă, am scăpat momentan. Cred că o să scap de impostor cu Alex. Aoleu. Nu a fost corect ce a făcut El Primo. El era vânat, nu trebuia să devină vânător. Deci meciul acesta este RIP, pentru că cont numărul 2 o să fie dat afară. Am încălcat regulile. Trebuia să vedem care rămâne dintre noi ultimul. Acum rămâne Alex, da. Cont numărul 2, out. Aștept să se termine meciul. Dă-i kick la cont numărul 2, te rog. Nu aveți voie să dați în cel care are cel mai mult power, pentru că el este impostor. Deci nu aveți voie. Dacă o să mai dați, o să vă luați kick. Ideea este că după ce o persoană colectează cât mai mult power, ceilalți sunt vânați și noi n-avem voie să dăm un impostor. Trebuie să vedem cine se ferește cel mai bine la sfârșit și rămâne ultimul în viață cu impostorul. Și n-aveți voie să-l loviți pe impostor în momentul în care a devenit impostor. Și nici între timp n-avem voie să ne lovim între noi. Trebuie doar să colectăm ca să ajungem noi impostori și să nu fim cei vânați. Bun, hai să dăm ready. Din nou. Deci meciul acesta s-a descalificat pentru că n-a fost corect. Hai să vedem un meciul numărul 2, să vedem cine o să fie impostor și cine o să rămână ultimul în viață după ce impostorul i-a omorât pe ceilalți. Mă duc repede să încerc și eu să colectez ceva. Bună. Vreau cutii. Aoleu, deja s-a luat. Mamă. Aveți grijă să nu ne omorâm între noi. Mamă, că nu mai sunt cutii. Iar n-am colectat nimic. Ce mă fac? Mai sunt cutii oare? Opa, că m-am aruncat în zonă.
Cine are cel mai mult power? Aparent sunt 2 cu 3. 3 cu 3. Aoleu, știți ce se întâmplă? Avem 3 impostori. Avem 3 impostori. Deci cei care au 3 și sunt la egalitate, toți 3 sunt impostori. Mamă, 3 impostori, ia uitați. Deci match-ul acesta este cu 3 impostori. Aoleu. Au, m-a bătut impostorul. Iar acum, având în vedere că el este impostorul suprem, trebuie să-i bată pe toți. Ceilalți impostori au fost scoși din schemă pentru că acum are mai mult power. Dar inițial au fost 3 impostori. Acum ceilalți 2 impostori au devenit vânați sau cum se zice, pradă. Mamă, rip. Rip să decazi așa. Hai să vedem. Acum. Care o să rămână ultimul în viață dintre cei care inițial erau și ei impostori, dar au devenit pradă între timp? Mamă. Rip. Chiar ești curioasă. Nu vrea să-și omoare foștii impostori? Deci ultimul rămas în viață, nu mai știu ce nume avea, dar puteți să scrieți voi în comentarii. Sper că v-a plăcut acest minigame. Mie mi-a plăcut. În ultimul meci au fost 3 impostori inițial, după care unul s-a degajat și a devenit impostorul suprem, iar ceilalți au devenit pradă în loc de impostori. Și sper că v-a plăcut, cum ziceam, nu uitați să dați un mare like, subscribe aici chiar acum, apăsați să activați și clopoțelul. Mă găsiți pe Trovo în fiecare zi, pe primul link din descriere, acolo fac live în fiecare zi. Instagramul meu este foxy.insta și TikTok-ul foxy.tiktok. Vă pup, să aveți o zi minunată ca și voi, sper că v-a plăcut și să ne mai vedem și la alte minigame-uri. Pa, pa!